Salutare tuturor, sunt Rafael și bine ați revenit la un nou episod de Survival Games. Tot singur, pentru că nu am cu cine să fac, dar nu contează. Asta nu înseamnă că nu ne putem distra. Hai să vedem, jucăm pe The Survival Games 4. Așa se numește mapa. Survival Games 4. Să vedem ce facem. Băgăți ei! Scara. Bă, am luat niște pantaloni de fier, ceea ce e bine. Cred că am fost vreo 2-3 persoane care ne-am îngrămădit pe acestul ăla. Să vedem, nu vine nimeni după noi, e perfect. Nu nimeresc, nu nimeresc. Bun. Așa, iutul pusta. Oh, shit. Sabie de piatră. Să vedem, deci acum el ne urmărește. Și ne-a cam stricat toată distracția. Cum facem noi să-l batem pe băiatul ăsta? Ne-a lăsat în pace. Băi, dacă n-avea o sabie de piatră... Probabil ne-a văzut. Nu ne-a văzut. Pentru că mulți se duc pe acolo... Bine, o rută destul de bună, adică sunt câteva chesturi destul de bune pe acolo. Numai că n-am. Și... ăsta e un chest destul de bun. Și să vedem ce ne pică. Aici de obicei pică armură. Așa, așa. Acum trebuie să facem rost de o armă. Cum facem rost de o armă? Păi nu știu. Așa. Hai să mâncăm chestia asta. Avem nevoie măcar de un topor de piatră. Pentru că ăsta dă foarte puțin damage. Hai să ne uităm în chestul ăsta, chiar dacă s-a mai uitat și ăla. Poate a lăsat și el ceva. Sărim aici și facem un glitch, un bug. Spargem geamul și... Hai mă. Ok, n-avem nevoie. Și acum ați face ceva super interesant, ce nu mi-a ieșit niciodată. Ah! Deci niciodată n-am putut să urc acolo. Și n-am să mă chinui pentru că pierd episodul degeaba. Deci, tipul ăla știu că a luat-o pe acolo, așa că ne vom duce și noi tot pe acolo. În speranța să găsim ceva. Sper că a plecat. Să vedem. Să vedem dacă a plecat. Nu-i văd numele, sper să... uite-l pe ăla acolo. Dar... nu-i bai. Ne-a văzut... Păi, are sabie de piatră. Hai să vedem ce facem. Sărim pe aici. Nu avem nici mâncare să ne regenerăm viața. Ia să facem așa. Wow! Chiar l-am omorât pe tipul ăsta? Bine. Hai să... luăm repede tot ce a picat pe aici. Bă, sincer, nu mai știam să-l bat. Ok. Văd pe cineva acolo, văd pe cineva. Și opa, opa, opa. Sunt doi. Ok, nici n-am apucat să-mi schimb arma. Bun. Să vedem ce facem noi cu doi. La naiba. Oh my god! Nu da! Wow! Oh, doamne! Bine. N-am timp să-mi schimb arma. Nici nu știu de ce naiba m-am dus să mă bat cu el când eu nici n-am avut timp să-mi schimb arma. Sunt doi. Ăla are sabie de fier. Mamă, frate. Ok. Acum ar trebui să fie ceva mai bine. Dar sincer nu știu ce să fac. Adică pe ăla pot să-l iau. Dacă e singur pot să-l omor. Ia uite-l pe stare sabia de diamond. Mâncați așa. Bine.
Mamă, sabie de diamond, frate. Ce le fac eu stran, nu știu. Dar... hai să facem așa. Bine, e bine. Am și asta. Ah, hai că merge. Bun. Hai să vedem ce facem acum. Pentru că mă cam enervează ăștia că fac echipă și nici nu am ce să le fac. Trebuie să mă duc să găsesc pe unul singur. Uite ca pe... Oh my god. Mamă, ăla are sabie de diamond. Hai să sărim pe el să-l batem. Mamă, mâncați aici gura ta. Nu știu ce să fac. Repede. Nu știu ce arunc, nu m-a băgat în seamă. Oh, ok, ok, ok. Ce mai e pe aici? Văd un diamant. Mamă, dacă mă moară unul acum... ok, am intrat în panică. Nimerește, nu nimerește butonul. Probabil am aruncat și o cască de fier. Uite una acolo. Mamă, să nu vină cineva acum, am mâncat și gura voastră. Repede. Aruncă tot ce prinzi. Bun, hai așa. Perfect. Frate, deci nu mă așteptam la chestia asta. Wow. Bun. Vedeți și voi ce face să facă un flinte în stil, adică ne-a schimbat tot meciul. Am dat focul ăla acolo, a murit, pac, pac și gata. Acum hai să ne curățăm noi inventarul. De fapt, știi ce? Hai să aruncăm ceea ce nu prea ne trebuie și nu e nici folositor. O, mere de aur. Ok, aurul nu e bun. Un meci destul de tensionat. Acum trebuie să avem mare, mare grijă. Trebuie să avem grijă la ăștia care fac echipă. Pentru că dacă avem o sabie de diamant, asta nu înseamnă că o să și câștigăm. Trebuie să avem grijă ce facem. Trebuie să fiu foarte atent la fulgerile pe mapă. Să mă duc să bat pe cineva. În caz că s-o moară ăia. A fost un plan destul de bun să mă duc să mă bat cu ăla care avea sabie de diamond. Pentru că el se bătea cu celălalt. Ah, n-am văzut fulgerul. Cred că e prin partea aia cea. El se bătea cu celălalt. Iar practic știți voi. Doi se ceartă și al treilea câștigă. Chiar exact asta a fost pentru că aia doi se băteau. Iar eu am putut... Mamă, mâncați așa. Cred că am sulat microfon, dar mamă. Repede să mă număr de aur. Mai e tipul ăsta aici, care mă duc eu să-l spintec. E șmecher? Foarte frumos, foarte, foarte frumos l-am luat. Perfect, mai sunt doar eu cu unul. N-are ce să-mi facă fraierul. Oh my god. Cred că ăla a căzut în capcană că m-a urmărit și eu am apăsat pe butonul ăsta. Cred că a căzut fraierul în capcană. Să deschid chestiile astea. Ia, m-a murit cineva. Ăla pot să văd, dar... Mamă, cum l-am luat pe ăla. Perfect. Care ești, găule? Al meu ești, mâncate-aș. Da, da? Uite-te la mine că... Oh, te rup, fraiere. Hai. Ești gata? Bă, ce faci, mă? M-a lovit singur. Poate mă bate ăsta. Bă, băiat. Asta a fost. Gă, bun, bun, așa, perfect. Chiar nu mă gândeam că putem să schimbăm situația asta și să câștigăm. Am câștigat foarte ușor față de meciul trecut, mă rog. Adică episodul trecut. Câștigat foarte ușor.
Am să mai fac, survival games, pentru că am văzut că vă place și, na, mă mai întreabă câte cineva, Rafael, când mai faci survival games? Și am zis, bă, dacă m-a întrebat, hai să fac. Da. Păi, ce să zic, un meci destul de ușor, dar, mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. A, da, să știți că asta e prima oară când am încercat să filmez. Dacă de obicei eu filmez de vreo 10 ori și pun filmarea care îmi place. Pa!